Ah, chá. Ave Maria. Deci, cea de-a doua problema ta, și dacă ne rămâne timp, face și problema aceea care v-am promis-o, da? Da. Bun. Teorema împărțirii cu resta. Da. Așa se cheamă, teorema. Împărțirea cu resta în modelul natural. Teorema împărțirii cu resta. Teorema împărțirii cu rest este... Dar n-a știut de tine, dar nu vrei să recunoști. O știe tu din clasa... Da, era știut, dar explicit, adică ne-a prezentat altfel. Iar citește din manual. Hai să zicem din manual, tu ce înțelegeam. Fie A și B două numere naturale, B diferit de 0. Așa. Considerăm o grămadă dată de obiecte, din care scoatem în mod succesiv B obiecte. Când operația de eliminare a obiectelor din grămadă nu se mai poate efectua, numărul R de obiecte rămas în grămadă este mai mic decât B. Notăm cu Q numărul care ne arată de câte ori am putut scoate B obiectele din grămadă, atunci A egal cu B ori Q plus R. În limbaj matematic, fenomenul descris de mai sus se transpune astfel, teorema împărțirii cu rest. Oricare ar fi numerele A și B, cu B diferit de 0, există numerele Q și R, unic determinate astfel, A egal cu B ori Q plus R și R mai mic ca B. Numărul Q se numește câtul împărțirii, iar numărul R se numește rest. Exemplu, fiind date numerele 23 și 5, există și sunt unice numerele naturale 4 și 3, astfel încât să avem 23 egal cu 4 ori 5 plus 3 și 3 mai mic ca 5. Deci 23 împărțit la 5 egal cu 4 rest 3. Ți-ți place cum au început ăștia partea asta de teorie? Autorii, îți place într-un fel? Cât ai înțeles tu din tot ce ai citit? Hai să spunem, suntem cinstiți cu noi, nu? Da. Cât ai înțeles? Ce ai înțeles tu din ce ai citit? Că orice număr, adică, de exemplu, dacă avem 23 împărțit la 4, încercăm să găsim un număr care să dea 23. Cât mai aproape. Sau cât mai aproape, sau chiar fix. Da. În cazul nostru ar fi 5 și ar da 20 și restul ar fi 3, pentru că rămâne 3. Nu ți-ar plăcea să... Nu ți-ar fi plăcut să fi început autorul cu exemple de astea întâi? Ba da. Nu așa? Da. Da, vine cu chestiile astea pur teoretice, abstracte și până încearcă să particularizeze. Face tocmai pe dos. Eu sunt înrăit pe chestia asta. Deci sunt atât de supărat pe faptul că autorii fac niște lucruri atât de andoase le apar. Da. Parcă special, ca să te facă pe tine să te îndepărtezi. Dacă nu aș fi spus așa, băi copii, vă amintiți voi când clasa a patra ați făcut tabla și împărțirea? Împărțirea. Da, aș fi spus noi. Păi uite, așa. De-aia acum, la profunare, nu trebuie să așează altfel. Deci eu fac cu totul diferit de ce se întâmplă acolo, da? Din ce motiv? Pentru că mi se pare că total nefiresc cum încep acolo, cu partea teoretică, abstract așa. Eu aș fi spus așa, mă, hai să luăm pe 23, merg pe exemplu așa, luăm pe 23 și să zicem că îl împărțim la cât? La 5 sau cât? La 4? La 4. Da, la 4. La 4. 23 și pe 4. Deci luăm o pereche de două numere. 23 și 4. Ăsta să fie de împărțitor. E mai mare, să înțelege. Ăsta să fie împărțitor. Și din ce știți voi? Hai să vedem cum să facem împărțirea. 23 împărțit la 4 egal cu 4 în 23 merge de 5 ori. 5 ori 4, 20. Și restul este 3. Da? Restul 3. După care vă amintiți voi cum făceați proba? Proba 4, 5 plus 3. Așa, deci ziceam proba, da? Proba, așa vă spuneați la clasă, proba.
Adică vedeți dacă prin mecanismul 4 ori câtul plus restul, nu? 4 ori câtul plus restul, în cazul nostru 4 ori 5 plus 3 egal cu, punem un semn de întrebare să vedem dacă face 23. Și face. Da. Face 23. Excelent. Adică, iată că pentru perechea asta, 23 și 4, am descoperit noi o altă pereche. O altă pereche de numere cine? 5 și 3. Nu? 5 l-am descoperit și 3. Încât câtul împărțirii, ori împărțitorul plus restul, fac 23. Da? Iată după cum am scris aici. Hai să mai luăm o altă pereche. Să zicem, 345 cu vecinul său 17. Da? Cu vecinul său 17. Și să încercăm și aici. Aplicăm ce știm noi, teorema împărțirii. Adică aplicăm algoritmul de împărțire, cum știți. Deci de o parte zicem, 345 împărțit la 17 și egal cu 17 și 34 din 2 ori. 2 ori 17 face 34. De 2 ori 7, 14, 2 ori 1, 2 și 1, 3. Nimic. Coborăm pe 5 și merge de 0 ori și stop. Da? Și ăsta este restul. Proba, ce înseamnă la probă? 17 ori 2 ori 5. Alo? Sunt la treabă. Sunt la treabă, sigur că da. Bine. La revedere. Proba. Bun. Proba înseamnă așa. 17 ori 20 plus 5. Și este egal cu cât? 345. Deci 17 plus 20. 17 ori 20 plus 5 fac 345. E corect. Da? E corect. Dar iată că și pentru perechea asta am găsit noi, am descoperit o altă pereche. E vorba de 20 și 5, încât împărțitorul ori câtul plus restul face de împărțit. Asta e formidabil. Deci pentru ce, orice două numere care ți se dau, găsești o altă pereche de numere. Da. O altă pereche de numere pe care să notăm câtul și restul, încă de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Ce observăm? Totdeauna restul e mai mic decât împărțitorul. Asta nu știam și noi, nu? Păi asta să scriem și noi. Deci oricare ar fi două numere, am să zic eu, de împărțit și împărțitor. Deci pentru orice două numere, de împărțit și împărțitor, rezultă că există o altă pereche, o descoperim, o altă pereche numită cât și rest, câtul și restul, așa încât la probă de împărțitul egal cu cine? Cu câtul ori împărțitorul i plus restul. Da? Asta este teorema împărțirii cu rest, deja știut. Da. Da? Teorema împărțirii cu rest. Împărțirii cu cu rest. Deci asta este teorema împărțirii cu rest. Ce minune fac acolo? Nu-ți vine să-i înjuri, să-i zici ceva? Cum să-și facă așa ceva, să-și bată joc? Înțeleg, văzut, Ștefania, tu nici n-ai citit-o. Da. E pentru mine când auzi așa ceva. Dar nu era mai firesc. Zici, pentru oricare două numere, A și B, parcă nu? Da. Ea mai simplu. Q și R. Există alte două numere, Q și R. Unic determinate. Da! Unic determinat. Dar până când se citești lucrul creștești, nu înțelegi nimic. Unic determinat, ce înseamnă? Înseamnă că nu mai există o altă pereche. Da, am înțeles. Dar din niște exemple practice. Da. Și de ce sunt de împărțit, cum știam, cu împărțitor, cât și rest. De ce să le zic așa? E cu P și cu Q și cu R și cu... Făcut acolo... Da? Deci aici supărarea mea foarte mare. Pentru că autorii aceștia din manuale parcă fac special lucrurile încât să nu înțelegi nimic. Da? Că tu ai avea nevoie și tu, ca elev, ai avea și tu nevoie să te poți descurca cu manualul.
corect ar fi el să spune toată informația, să dea exemplu, știu ce, și la sfârșit să tragă concluzii asupra părții teoretice. Da? Nu invers. Și încă ceva. Oricât s-ar strădui un manual de asta printat, cum zicem, nu scris, nu poate să se întâmple ce se întâmplă cu explicația. Deci, în momentul de față, faptul că eu am pus la punct această nouă tehnologie, filmul, lecții, asta reprezintă o șansă imensă pentru voi, ca generație. Eu lucrez de vreo 15 ani la ideea asta. 15-20 de ani am de când lucrez. Și acum am finisat-o, parcă special pentru voi, am ajuns să creez videomanualul, care înseamnă o șansă imensă, imensă. Pentru că atunci când tu nu pricepi, iată, acum toată explicația asta și toată povestea este în film, nu? Și când tu nu ai știut ceva, te duci în film și repeți un pic. Manual. Sigur, dar într-un manual în care asculți povestea, da, asculți explicațiile acestea, îl vezi pe prof online cum el trăiește efectiv, e și tot ceva, da? Nu pur și simplu niște informații puse abstracte acolo. Ei, de aceea se va produce, fără că să se exagereze, se va produce o revoluție. Așa se va întâmpla, se va produce o revoluție în tehnologia asta didactică. Știința le-a învățat pe cineva ceea ce știi tu. Da? Cât de curând, și poate să rămân și eu în viață, să asist la momentul când întreg învățământul va îmbrățișa ideea pe care am avut-o eu de atâta vreme și pentru care m-am bătut foarte tare. Bun, mergem mai departe și acum să facem egheșiții. Când am înțeles treaba asta, facem egheșiții. Așa trebuie făcut. 11. Determinați numărul natural x pentru care x împărțit la 16 egal cu 17. Deci, cine este x? Egal cu cine e x-ul ăsta? Deci, determinați numărul natural x. Da. Așa. Pentru care 256. Ba nu, x împărțit la 16, egal cu 17. Am luat alt punct care mi-a dat D și E, deci... Ah, am înțeles. Cine este acel x? Așa încât pe x când îl împărțim la 16, să rezulte câtul? Să rezulte câtul 17, nu? Așa spune. Să rezultă câtul 17. Și facem x egal cu 16. Ne închipuim că x e de împărțită, da? Da. X egal cu 16. Așa. Fără rest. Deci fără rest. 16 ori 17. Facem 16 ori 17 și facem toate. Asta e de împărțit. Da? Da. 880 împărțit la x plus 19 egal cu 39. Deci 880 împărțit la x plus 19 egal cu 39. Egal cu? 880 împărțit la x egal cu 39 minus 19. 880 împărțit la x egal cu 39 minus 19. Minus 19, corect. 880 împărțit la x egal cu 9 minus 9, 0, 3 minus 1, 2, 20. 20. X egal cu 880 împărțit la 20. Corect. 880. 20 în 88, bucura de... Cu 0 am tăiat. Și mergem de 4, 2 în 8, 4 ori. 2 în 8, 4 ori. Face cât? 44. Da? Răspunsul e 44. Mergem mai departe. Punctul 14. Calculați câtul și restul împărțirilor. 25.006. 25.006 împărțit la 203. 203 în 250. Deci trebuie să găsim cât și restul. Da. Deci întrebarea era cât egal cu cine și restul egal cu cine. Așa am zis, că se poate găsi, da, se pot găsi în mod unic acestea. De o parte zicem, 25 de 6 împărțit la... Nu 20, da, 6 împărțit la 203. Egal cu... Câte cifre trebuie să iau?
3, nu? 3. Da, 2, 3. Intră de... Da, 2 în 2. Odată. Odată. Da. Da? Odată. 203. 10 minus 3, 7. 4 minus 4, 0. 0 minus 4. Da. 4 face... Nu 0 minus 4. 4 minus 0. Da. Egal cu 4 și nimic. 0, corect. 2 de 2 ori, ca 2 în 4. 2 ori 3, 6, 2 ori 0, 0, 2 ori 2, 4. 6 din 10. 4. 6 rămâne 6 și 4 nu fac nimic. 6 din 10. Și aici cât vine? 64. 64. Coborâm pe 6. 203 de intre de 3 ori. Da, de 3 ori, 3 ori 3. 9, 3 ori 0, 0, 3 ori 2, 6. 16 da. Minus 9, 7. 3 rămâne 3, nimic. 37. Rest 37. Ăsta e 37, da. N-avem ce face. Și atunci, zicem, proba. Adică 25.006 egal cu împărțitorul, 203, ori câtul, 123 plus 37. Ia vedeți dacă este bine. Adică ce trebuie să faceți? Să vedeți dacă e bine. Pusem de întrebare aici. Trebuie să facem mulțirea 203 ori 123 și când să adunăm 37 să fie corect. Așa și... Da. Da? Da. Da. Perfect. Ei, asta este clar că am lucrat bine, da? Da. Hai să vedem alte lucruri. 97 de 531. Împărțit la 802. Împărțit la 802. Luăm 3 cifre și 802 în 975 și între o dată. 802, da. 5 minus 2, 3, 7 minus 0, 7, 9 minus 8, 1. Coborăm pe 3. 802 în 1733. Intră de 2 ori. 2 ori, ca 8 în 17, 16, da? De 2 ori. 2 ori, 2 ori, 4, 2 ori, 0, 0, 2 ori, 16. 3 minus 4, 9, am cuvânt pintă, dacă le rămâne 2. 7 minus 6, 1, nimic. 122. Coborăm pe 1. 802 în 1296. Intră o dată. O dată, corect. 2, 802. 11 minus 2, 9. Am pintă, dacă le rămâne 8. 11 minus 8, 3. Nimic. Rest 389. Și care ar fi, am găsit perechea, care este perechea? 21 câtul și restul ăsta este, da? Da. Restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Da. Și este adevărat. Da. Și acum, probabil fi de împărțitul, 97.531, egal cu împărțitorul, 802, ori câtul, 121 descoperit de noi, plus 389. Și să vedem dacă este adevărat. Vă rog să faceți proba.
Da, no? Bine, vă rog. Altul? Exercițiul 15. Da. Calculați câtul și restul împărțirilor. Deci câtul egal cu cine, restul egal cu cine? Pentru? Pentru. 20.000 împărțit la 30 egal. 20.000 împărțit la 30. Împărțit la 30 egal cu? Luăm 3 numere. O secundă, de ce trei numere? Pentru că 30 nu intră în 20. Da. Dar de ce să ne chinuim? Și tăiem câte un 0. Da. Așa m-am fi împărțit și de împărțitul și împărțitorul prin 10. Da. Și avem, de fapt, echivalent. Echivalent cu, aș zice, 2000 și împărțit la 3. Și 3 în 2 nu se poate, 3 în 20. Da? 6 ori 3. 18, 2, îl coborâm pe 0 tot de 6 ori, 18. Deci îl coborâm pe? 6. Da, pe 0. Pe 0, pe 0. Da, este tot de 6 ori, 6 ori 3 ori 18. 2, îl coborâm pe 0, 3 în 20 tot de 6 ori. Da, 18. Rest 2. Și acum, putem spune că 20 de zi, 20.000 este egal cu câtul împărțirii 666, nu? 666 ori 30. Nu? 30. Este 3 aici la noi, dar noi am avut 30. Da? Ori 30 plus restul 2. Plus restul 2. Vă rog să mulțiți 666 ori 30 plus 2, dacă dă exact așa cum am descoperit. Este corect? Știi cum aș fi făcut eu? Aș fi făcut în felul următor. Deci, 666 ori 30. Numai cu 3. 0 ăsta până. 3 ori 6, 18, 3 ori 6, 18 și 1, 19, 3 ori 6, 18 și 1, 19. Plus cât? Plus 2. Trebuia restul 20. Am greșit. N-am ținut cont, ce rău îmi pare. N-am ținut cont și la rest trebuie mulțit cu 0. Da. Deci aici este povestea. Și era el tristă. Da. Deci dacă facem mișcarea asta, am învățat aici. Dacă facem mișcarea aceea, trebuie să facem atenție, să mulțim și restul cu 10. Adică se întâmplă așa, copii. Fetelor, noi
era așa, 20 de mii. 20 de mii. Și asta era de împărțitul, nu? Și împărțitorul a fost cât? Împărțitorul a fost... 6. Împărțitorul... 30. Așa. În mod normal, nu în mod normal, în mod normal ar fi trebuit să facem așa cu împărțirea, dar eu am zis, ca să nu mă complic, am tăiat prin 10. La probă de împărțitul, adică 20 de mii, egal cu împărțitorul, da, 30, ori câtul care am găsit 66, plus restul 666, da? Plus restul 20. Acela. Da? Plus restul care am zis noi că ar fi 2. Da, prostii. Prostii. 20. Că noi am redus împărțirea asta la cine? La 2000, așa zis. Da, pe el câte un 0 de aici și de aici. Dar și de la rest când am împărțit, totul trebuia împărțit. Da. Și am zis 2000 împărțit la 3, da? Și ne-a dat un rezultat, cât un rezultat? Câtul? 666. Și restul, doi, nu așa? Da. Împărțirea asta. Deci pentru asta proba trebuia să o facem. 2000 de împărțitul, da, egal cu împărțitorul 3, ori 666, plus restul 2. Da. Deci pentru asta proba merge foarte bine. Da. Vine 3, 6, 8, 18, 3, 6, 8, 19, da, așa. Deci e perfect. Dar noi nu la asta am avut. Noi am avut 20 de mii și 30. Deci mulțim toată egalitatea asta cu un 10. Vreau să scrieți chestia asta. Deci 2000 egal cu 3 ori 666. 2000 egal cu 3 ori 666. Plus 2, nu? Da. Și acum mulțim totul cu 10. Deci mulțim absolut de la un cap la altul. Și vine echivalent cu 2000 ori 10. 2000 ori 10. Da? Va fi încă un 0, ușor de adăugat. Egal cu 10 pe lângă. 10 pe lângă, că dacă mulțim, și tot membru de. 10 pe lângă, 3 ori 666 plus 2. 3 ori 666 plus 2. Da? Echivalent cu 2000 ori 10 face 20.000 și am ajuns la ce m-a interesat pe mine. 20.000 egal cu 10 ori 3 ori 666. Da. 10 ori 3 ori 666 plus 10 ori 2. Distributivitatea. Da. Distributivitatea mulțirii față de adunare. Plus 10 ori 2 plus 20. Și echivalent acum cu scrierea următoare. 20.000 egal cu 10 ori 3 face 30. Da. Și am ajuns la împărțitorul nostru. Da? De împărțitul este ăsta. Ori 666 plus 20. Și restul este 20. Asta e povestea. Deci când am zis, după ce am împărțit prin 10 și de împărțitul și împărțitorul, l-am împărțit prin 10, trebuia să scriem teorema împărțirii cu rest pentru 2000 și 3, cum am făcut-o, găseam câtul 66 și 2, scriem exact teorema împărțirii cu rest pentru 2000 și împărțitorul 3, și pe urmă, ca să ajungem la ce am avut noi nevoie, simțeam nevoie să mulțim cu 10. Și în stânga, ca să fie 20.000. Și în stânga și în dreapta. În stânga am obținut 20.000, dar în dreapta vine 10 ori 3, care mai 30, dar și 2 se mulțește. Deci restul se ajunge la 20. Că dacă lăsăm cu restul 2, e o prostie. Da? Și am învățat chestia asta. Nu mai facem noi greșeli acum. Am făcut-o odată, gata. Să vedem. 0 împărțit la 237. 0 împărțit la 237. Egal. Egal cu. Păi 0 împărțit la ceva face 0. De 0 împărțit la 237 rezultă câtul egal cu 0 și restul. Restul cât este? 237. 237. Da, da, da. 237. Uite, ca să vedem când merge. Da. Și bine. Da. 0 de împărțitul egal cu câtul? 0. Câtul, adică 0.
Ori 237, ori împărțitorul, da, plus restul 237. Da, da? Pentru că de 0 plus 237 și 0 egal cu 0. Stai, că am greșit, am scris o prostie. Să știi repede că am scris o prostie mare. Cum? Bă, nu-ți scris, pentru că 0 ori 237 face 0. Și cu 237? 237 e 0. 0 și cu 237 fac 237. Am spus o prostie mare, mare, mare. Să știi repede să nu vă cineva. Nu, a fost o mare prostie. Da. Nu trebuie să știi cum asta e adevărat? Nu e adevărat. Da. Deși restul este tot 0. Deși restul este tot 0. Deși câtul și restul este tot 0. Nu mai greșesc, chiar am greșit. Ai vrea să mă încerc cu dumneavoastră. Dar de ce nu te-ai certat repede, că ai avut ocazia acum? Ai văzut ce bine, dar bine că am șters-o totuși. Da? Deci am șters-o. Uitați, 0 egal cu 0 ori 237 plus 0, poți fi 0. Am găsit și câtul este 0 și restul este 0. Da? Și 0 egal cu 0. Da. Cum am zis eu tâmpenea asta? Faptul H. 109 împărțit la 19. 109 împărțit la 19. Da. Egal. Egal. Ia să vedem, să facem împărțirea de parte. Să vedem ce cât și rest avem. 19. Cât? 109. 109. 109. Împărțit la 19. Merge. Mai de câte ori? De 20, nu? Bun, merg de ori. 2 ori 9, 18. 2 ori 9, 12, 1, 3. Și 8 din 9, 1. 3 din 10, 7. Trebuie să fii mai mic decât împărțitor. N-am luat de suficiente ori. De 4 ori. De 4 ori, da? Ia să vedem. E 4 ori. 4 ori 9. 3, 6, 6 și 3. 4 ori 4 și cu 3, 7. 6 din 9. 6 din 9, 3. 7 din 10, 3. E 33, tot mai mare este. 6. 6 zici, da? 6, da. Hai să vedem. 6 ori 9, 9, 54, 4 și 5, 6 ori 6, și cu 5, 6 ori 6 și cu 5, 11. Deci, 5. 5, sigur. Sigur, 5. Asta e. 9 ori 5, 4, deci 5, 5 și 4. 5 ori 1, 5, cu 4, 9, 95. 95. Da, 9 minus 5, 4, 10 minus 9, 1, 14. Corect. Rest 14. Așa zicem. Și atunci zicem, teorema împărțirii cu rest zice, de împărțitul, adică 109, egal cu împărțitorul, adică 19, ori câtul, 5, plus restul, 14. Deci câtul am găsit, și restul l-am găsit. Câtul este, cât am spus, câtul este 5 și restul 14. E bun restul ăsta, că mai mic decât împărțitorul. Da, da. Deci nu avem probleme. Alte ghiștiu? Atât. Atât. E, ia găsiți voi câtul și restul împărțirii următoare. 739 și 23. Și împărțitorul 23. Împărțit la 23. Da. Câtul și restul.
împărțirea aceasta? 32 vezi 3. 32 vezi 3. Fă proba. Scrie-mi teorema împărțirii cu ei să vedem dacă este așa. O 32 vezi 3, da. 32 și rest 3, da? Și acum să facem proba. Deci, practic, de împărțitul 739 este egal cu 23 împărțitorul. Ori câtul 30 și? Câtul 32. 32 plus restul? 3. 3. Dacă se verifică, înseamnă că am făcut bine, am găsit câtul corect și restul bine, da? Îmi pare foarte rău că n-am mai reușit să facem și problema aceea. Dă-ne să lăsăm și prietenilor noștri, să lăsăm și prietenilor noștri, ca să încercăm pentru data viitoare, o altă idee. Ne-am muncit noi în data de două pagini, nu? Da. Cum era? Era A egal cu 2 la 1504. A egal cu 2 la puterea 1500. Cu poul sau... A? Nu știu voi ce a fost. Nu, asta cu A. Cu P a fost foarte bine. A egal cu 2 la 1504. 504. Plus 2 la 1505. 1505. Plus puncte plumpe. Plus 2 la 2002. 2 la 2002. Egal, nu este pătrat perfect. Deci arătăm că acesta nu este pătrat perfect. Este filmul, nu, pus deja pe internet, nu știu dacă l-ați văzut. Deci, din ce știu, este deja pus. Am muncit acolo o oră aproape întreagă, nu așa? Și vă spuneam că nu am fost mulțumit că am muncit atât de mult. Și am căutat să găsesc, descoper o altă idee. Și rămâne să vedem, n-am mai încăput cu timpul astăzi, la ideea asta care am ajuns, mult mai interesantă, rămâne să vedem dacă voi înghiciți ideea mea. Adică să vă gândiți în perioada asta până marți, nu? Când luni nu ne vedem. Da. Până marți să vedem dacă găsim ideea. Așadar, dragi noi, ne oprim. La revedere! Pe curând!